Salut, sunt Vlad Bills. vă uitați la High Life! Salutare toată lumea, eu sunt Vlad Bills. bine ați venit la High Life în acest episod despre Speed, cocaina săracilor. Stați liniștiți că nici eu nu sunt prea bogat, mi s-a întâmplat să trag mai mult Speed decât am tras cox la viața mea și acum vreau să vă povestesc din experiențele mele personale ce este cu. Amfetamina asta. Speed în România înseamnă amfetamină, nu înseamnă metamfetamină sau alte lucruri. Ce trebuie voi să știți despre asta, fără să intrăm în niște definiții din cartea de chimie cu C10, H, N și așa mai departe. Speedul, în primul și în primul rând, este un drog care miroase a pește, miroase a pește stricat. Te ustură pe nară, plângi cu ochiul cu care ai tras, dacă tragi speed cu nara dreaptă, plângi, îți curge o lacrimă de pe ochiul drept, dacă tragi speed cu nara stângă, îți curge o lacrimă de, de pe ochiul stâng, îți mai important decât atât, îți taie pofta de mâncare și îți taie somnul și nici nu îți dă starea aia de putere și de curaj și de tupeu pe care ți o dă cocaina, este doar o agitație prostească. Sunt oameni care poate apreciază mai mult speed-ul decât Red Bull-ul sau cafeaua, dar la prețul ăla de 100 de lei cât se vinde pe piața așa ceva, acum sincer, de bani e mai bine-tii Red Bull sau cafea decât mizeria aia de amfetamină, nu merită banii. De multe ori, am preferat decât să dau 100 de lei pe așa ceva, preferam să-mi iau iarbă, pastile de ecstasy sau altceva de bani ăia, pentru că îmi tăia pofta de mâncare și îmi tăia somnul. Și pofta de mâncare și somnul sunt foarte umane, sunt niște nevoi umane firești și orice îți taie așa ceva este o mizerie și nu merită consumată. Speedul sau amfetamina au apărut în 1938 sub numele de pervitin, au fost inventate de către nemți înainte să înceapă un război mondial cu Polonia și cu celelalte țări și mai important decât atât, a fost făcut ca să fie înghițit, nu tras pe nas. Vă spun asta din propria experiență, mi s-a întâmplat să dizolv amfetamină în apă sau să o pun într-o foiță și să o înghit pe post de speed bump și te sparge la fel de tare ca și când ai trage pe nas. Singurul motiv pentru care oamenii în momentul de față preferă să trag așa ceva pe nas și să strice sinusurile, este doar pentru că nu au răbdare să se dizolve în stomac. Poate au mâncat niște șorma și niște dulciuri și zic decât să aștept jumătate de oră, o oră să mă lovească, stau să trag pe nas așa ceva. Experiența mea cu speed amfetamina în vama veche. Una din puținele dăți când am luat așa ceva, la prețul de 100 de lei pe 0708 cât se dădea în vama veche îl luasem de la un băiat din molotov vama veche și trebuia să îl trag undeva. Mă deranja foarte tare faptul că dacă mă duceam să trag amfetamină pe plajă, o puneam pe telefon, încercam să o mărunțesc cu cardul, sufla vântul și mi-o dădea pe toată pe nisip, după care dacă se amesteca amfetamina cu nisip, clar nu mai dezamesteca nimeni. Dacă o trăgeam în club la Molotov, nu știu dacă a fost vreodată în Vama Veche, dar aici e strada principală și aici e clubul și vede toată lumea din stradă ce se întâmplă în interiorul Clubului. Dacă mă duceam la expirat, putea să vină garda în baia de la expirat, cum se mai întâmpla și nu știam ce să fac, cum să consum ceea ce cumpărasem. Așa că ceea ce am făcut în momentul acela, am înghițit 0,7 grame de spidamfetamină, luasem o foiță, înfășurasem toată amfetamina aceea în acea foiță și am înghițit-o pe toată, undeva pe la 12 noaptea a fost o experiență foarte agitantă și foarte nașpa. Nu vă gândiți că am făcut supra de la așa ceva, pentru că altfel nu mai eram aici să vă povestesc, dar m-a agitat super mult, n-am dormit aproape o zi, deci de la 12 noaptea de când am luat aia până a doua zi pe la 8 seara nu am dormit. Asta în contextul în care eu deja eram treaz de la 10 dimineața până m-am dus în vama veche la 12 noaptea ca să trag asta. Nu a fost o experiență plăcută să stau treaz aproape două zile pentru că la un moment dat, după ce se făcuse unu ziua, după ce trecuseră deja 12 ore pe așa ceva, nu puteam să dorm, nu puteam să mănânc, se vedea pe fața mea faptul că eram ursuz și eram iritat. După cum vă spuneam, și somnul și mâncarea, niște lucruri naturale și benefice și atunci când nu le ai și trece mult timp și nici n-ai mâncat și nici n-ai dormit, devii foarte ursuz, foarte încordat, întotdeauna într-o stare de alertă. Țin minte că mă întorsesem din vama veche undeva pe la 10-11 ziua și nu puteam să dorm. Stăteam în pat, mă mișcam de pe o parte pe alta, mă foiam, încercam să mă învelesc cu pătura, nu puteam să fucking dorm până la 8 seara pe chestia asta și de atunci am zis never ever nici nu stau să mă duc în continuu la baie de 20 de ori să trai câte o linie, câte o linie, câte o linie din mizeria asta, nici nu mai înghit niciodată în viața mea 0,7 grame de așa ceva. Nu este practic deloc nu este ceva bun ce ți-ar plăcea să consumi, nu îți dă tupeu, nu îți dă o excitare sau o stare de iubire ca la pastila de extazi sau tupeu ca la cocaină, e doar o chestie care îți taie pofta de mâncare și somnul. Nu zic acum că nemții n-au avut o idee să inventeze așa ceva pentru soldații lor, dar oamenii măcar aveau niște scopuri. Adică tu ca soldat trebuie să stai treaz 24 de ore ca să invadezi Polonia, te să faci ceva acolo, dar să stai 24-48 de ore la rave, să dansezi în continuu, ca a doua zi să ai dureri musculare și febră musculară, n-are de ce, e efectiv stupid. M-a deranjat mereu ideea asta că mă simt rău azi pentru că m-am simțit bine ieri. Într-un fel, faptul că te-ai simțit bine ieri ar trebui să îți încarce bateriile ca să ajungi să faci lucruri bune în viață. Nu mi se pare ok să stai 48 de ore fără să dori la un rave ca să fii legumă după aia și nu merită stresul. Haideți să vă povestesc puțin și despre speed la festivaluri. Mereu dacă am avut la festival așa ceva am preferat să înghit chestia asta decât să mă duc în baie cu niște oameni. E foarte dubios, bate mult la ochi. Li s-a întâmplat unor prieteni, de exemplu, la un festival. Mi se pare că era Dynamic Bucharest sau ceva cu Solomon undeva în octombrie, noiembrie, au intrat doi oameni într-o cabină de baie ca să tragă speed și agentul de la pază a sesizat jandarmeria despre asta, a intrat jandarmeria peste ei în baie la festival și le-a confiscat marfa. Pentru că e dubios să intre doi oameni în baie la un festival, ce faceți acolo? Acte homosexuale? Faceți sex în grup? Ce faceți? Într-o toaletă bate la ochi, la fel cum bate la ochi să trage așa ceva în mulțime, adică ai o pungă cu amfetamină, bagi cheia în ea și tragi pe nas. Sunt foarte mulți oameni în civil la festivaluri și bate la ochi la fel de tare. În general, spidul se îndoaie cu cafeină sau cu uh, paracetamol, cu tot felul de lucruri ca să ți provoace starea aia de agitație interioară. Poate să fie cristal, poate să fie mărunțit, să fie pudră din București de obicei se dă gramul gram, dar în provincie o să-l găsești undeva la 07:08. 08 mereu are prețul de 100 de lei nu prea l-am văzut la 110 lei eu nu le recomand oamenilor să stea 24 de ore la festivalul și la rave-uri 48-72 de ore fără să mănânce și să doarmă, pentru că te degradezi ca om, am văzut asta live când oamenii efectiv se vede pe fața ta te îmbătrânește incredibil de mult. De obicei oamenii care stau multe ore la rave-uri dacă stai 12 ore, 14 ore, 16 ore, transpir la un moment dat, trebuie să te duci să te, să te schimbi. Mi-a plăcut foarte mult când am fost la Sunways ultima oară, am fost la Sunways pe timp de zi, pe lângă faptul că nu era atât de aglomerat ca pe timp de noapte, l-am și prins pe Marco Carola la 6 dimineața s-a simțit foarte blană când a intrat, avea un BPM care îl caracterizează, el de obicei ține piese la 128 BPM, cât are inima unui om pe droguri și s-a simțit când a venit, a fost așa bum 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 bum. Ultima oară am fost în Olimp în 2021. Îmi plac foarte mult rave care țin mai mult timp, nu pentru că vreau să stau 24 de ore sau 48 de ore, ci pentru că pot să mă duc pe timp de zi. Ultima oară când am fost la genul ăsta de rave, am fost la Sunrise 4 Shop, mi se pare undeva în București, se spune Sunrise 4 pentru că ține fucking 48 de ore și poți să te duci când vrei tu, poți să te duci la 10 dimineața, la 2 ziua, la 3 după amiaza, când ai terminat treaba, te duci acolo și te distrezi. Eu, eu, ca și tânără de obicei, dacă mă fac varză, am o zi, două în care mi-e rău, dar cu cât înaintezi în vârsta ai 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, îți e din ce în ce mai rău ca la băutură. Ultima chestie, vreau să lămurim mitul ăsta cu amfetamina și productivitatea pentru că am mai auzit tot felul de povești cu tot felul de studenți la medicină care trebuiau să învețe în continuu, 12 ore, 24 de ore în continuu și vezi, doamne, trăgeau speed ca să se concentreze, să fie mai inteligenți. În România nu există aderal, pervitin și așa mai departe, toate sunt ilegale și pe teritoriul Europei la fel și atunci nu găsești decât lucruri ilegale, îndoite cu tot felul de mizerii și efectiv nu funcționează, te agită foarte tare, nu mai ai starea mentală necesară ca să te focusezi pe lucruri și ești împrăștiat în toate părțile. Gândiți-vă ca și cum ați bea două Red Bull-uri, trei Red Bull-uri, patru Red Bull și la un moment dat vă puneți să studiați și nu aveți stare pe scaun, începeți să vă foiți în toată camera, aveți o stare de agitare constantă, ochii dilatați, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, îți tot vine să faci ceva, să le scrii la oameni pe telefon, să faci curat în casă, să te miști, nu mai poți să te focusezi pe paginile alea din carte. Nu este bun pentru așa ceva și nu încercați să fiți productivi, să învățați la medicină, să cuceriți Polonia, să faceți sport, de exemplu, există lucruri pentru sportiv, există proteine, există suplimente alimentare, există cafeină, există alte lucruri care sunt legale în momentul de față și nu au niște implicații atât de mari. Vreau să vă spun, am tot citit niște lucruri cum că s-au mărit pedepsele pentru consumatori, s-au mărit doar în cazul traficului nu și în cazul deținerii sunt aceleași pedepse pentru deținere, adică între 6 luni și 3 ani pentru orice cantitate de amfetamină aveți la voi, indiferent că e 01, 05, 08, și nu există posibilitatea de amendă penală. Și de asemenea, nu vă garantează nimeni că o să se renunțe la urmărirea penală pentru așa ceva, depinde foarte mult ce fel de oameni sunteți dacă aveți un loc de muncă, dacă aveți o relație, dacă sunteți integrați în societate. Și apropo de ce v-am povestit cu festivalurile, dacă vi se întâmplă vreodată să fiți prinsi cu colegii voștri la festival în baie trăgând așa ceva și să vi se confiște, terminați-o cu chestiile astea. Dacă vă mai prinde a doua oară șansă, sau a treia oară, nu o să mai aveți norocul să se renunțe la urmărirea penală. Chiar dacă se renunță, undeva în baza de date la DICOT se vede faptul că s-a renunțat, chiar dacă voi nu aveți cazier, dacă nu ați fost condamnați pentru așa ceva, se vede în baza de date și la a doua greșeală, la a treia greșeală o să fie la modul a, uite, colegul meu a renunțat la urmărirea penală sau v-a dat clasare și voi ați continuat să o faceți, păi de data asta mergem în instanță și vedeți că e din ce în ce mai rău. În cazul în care vi se întâmplă, noi acum suntem în martie, se dă drumul la Sanui, se dă drumul la Dor de Munte, la Holiday Mood și la celelalte festivaluri. Dacă vi se întâmplă așa ceva, terminați-o pe bune și nu mai aveți treabă cu lucruri de genul. Dacă vreți vreodată să aveți energie în viață și putere ca să puteți să faceți lucruri, cel mai bine este să dormiți, să mâncați lucruri sănătoase, mulți carbohidrați, să beți multă apă și să consumați cafea sau Red Bull sau alte lucruri. Nu aveți nevoie de amfetamină ca să aveți multă energie și să vă agitați într-un mod stupid. Acestea fiind spuse, ăsta e episodul de astăzi din High Life. Vă mulțumesc tuturor pentru urmărire. Dacă doriți puteți să lăsați un like, un share, un subscribe. Puteți să vă abonați și la mine pe Patreon. Am Patreon-ul în linkul de pe Instagram, la mine în descriere. Instagramul îl găsiți în descrierea de pe YouTube. E așa un fel de matrioș ca e link în link. Vă mulțumesc tuturor. Ăsta a fost Speed, cocaina pentru săraci. În episodul următor o să vorbim despre cocaina Drogul pe care nu mi-l permit. Mulțumesc tuturor și să aveți o seară bună în continuare.